apropie ziua noastră de naștere. Cu această ocazie veți lanța și un nou album, un dublu album. Hai, hai, lângă mine, stai. Ce este, ce aduceți nou în acest album? Înainte de toate, mulțumesc frumos că m-ați invitat. Îmi faceți onoarea de a uh, puncta un moment de victorie în cariera mea și respectiv în viața mea personală, pentru că, iată, așa cum uh, cei care vor dori vor citi în cărticica ce însoțește acest dublu album, n-aș fi crezut niciodată că la 66 de ani voi lansa un dublu CD de muzică ușoară românească nouă, nu un CD de uh, remixuri ale pieselor de altă dată sau uh, piese străine reinterpretate în România. Uh, Într-adevăr, ce aduce nou acest dublu album? Uh, Uh, sunt 20 de melodii uh, create de-a lungul a patru ani de zile uh, de către compozitorul și orchestratorul Nicolae Caragea împreună cu mine în calitate de solist vocal, autor al textelor și producător. Pentru că trebuie să vă spun, și asta e o altă bucurie a mea, mi-a ajutat Dumnezeu ca din banii câștigați uh, să uh, pot să achit uh, absolut toate uh, dările de care a fost nevoie pentru ca acest dublu album să vadă, iată astăzi lumina zilei. Am și doi colaboratori în calitate de textieri, dar textele îmi aparțin în 90% sau poate și mai mult. Este un CD care propune în același timp muzică de atmosferă, muzică nostalgică și piese care pot fi cântate la o petrecere, la un eveniment particular sau public, la o zi de oraș, la o aniversare, în orice fel de împrejurare lumea are nevoie de puțină muzică frumoasă, acest CD este potrivit să pot alege de aici foarte multe melodii frumoase. Pe coperta albumului aveți și o povestire, Vioara. Care este povestea acestei povești? Vioara are pentru mine o poveste neașteptată. Am fost întotdeauna iubitoare de, de scris, de fenomenul de a crea în scris. Poezie, puțină proză, am încercat și o piesă de teatru, m-am jucat în timpul liber. A fost un hobby, să spunem. Prin anii 2000, băiatul unei prietene ale mele s-a oferit să mă ajute să învăț, să scriu la calculator, să învăț word-procesul cu adevărat nu înțelegea la ce trebuie, îi să părea că e un capriciu inutil. Și în momentul în care am învățat cât de bine am putut această tehnică virtuală, am profitat de o vacanță neașteptată pe care singură mi-am oferit-o la o verișoară în Argentina. M-am îndrăgostit de Argentina, m-am îndrăgostit de Buenos Aires și trăind într-un climat cu totul deosebit de climatul european sau nord-american, m-am așezat acolo să îmi definitivez acele ciorne cu care plecasem în valiză, din hârtie să le trec pe calculator și cu ocazia asta, având foarte multe luni la dispoziție, nu numai că le-am definitivat, dar pe unele le-am inventat acolo, cum ar fi vioara, o novelă în care mi-am închipuit tot ceea ce își poate visa o femeie despre dragostea spirituală, adevărată, sublimă și împărtășită dintre ea și iubitul ei. Sigur că vioara este o metaforă, sigur că... Dar a rămas o poveste frumoasă pe care am vrut să o ofer celor care nu au uh, cumpărat cartea, căutând iubirea, pe care am lansat-o în, uh, în 2005. Uh, și cu ocazia asta, iată că, bunul Dumnezeu, mi-a făcut uh, încă un cadou important uh, la târgu de carte din noiembrie, acum în 2015. Editura Orizonturi s-a oferit să îmi uh, uh, republice cartea. Uh, se va numi tot Căutând Iubirea și va avea o altă copertă și va fi o nouă ediție, ediția a doua a aceleiași cărți din 2005 și cu siguranță la târguri de carte firma Eurostar care a realizat tipărirea acestui dublu album va veni și cu CD-uri, deci eu voi sta acolo în picioare și voi da autografe pe carte, pe CD sau pe amândouă. Pentru mine este o victorie deosebită, o consider un cadou pe care Bunul Dumnezeu mi-l face de ziua mea și în preajma zilei mele de naștere, și după ziua mea de naștere, și în toată această toamnă de care mă leagă um, însăși existența mea pe planetă. Dumneavoastră sunteți. ați crescut într-o familie de muzicieni. Ce înseamnă muzica pentru dumneavoastră? Probabil înseamnă nu numai totul, înseamnă expresia lui Dumnezeu în viața noastră, pentru că așa cum știm, Cartea Genezei începe cu cuvintele, la început a fost cuvântul. Cuvântul înseamnă sonor, muzicalitate, înseamnă vibrație. Cuvântul poate avea muzicalitate fericită sau nefericită, etc., dar este este vorba de o emisie de sunete. Deci muzica reprezintă o întindere a cuvântului în, într-o zonă mult mai melodioasă decât simpla vorbire. Nu foarte multă lume știe că noastră aveți la bază și o facultate de teatru. Pe lângă aceasta aveți multe prezențe în teatru, multe prezențe în film. Câteva, Câteva da. Câteva prezențe da, în da, da. film. De asemenea, ați fost gazda unui show de televiziune. Sunteți în continuare gaza unui show de televiziune, exact. le produceți. Ce vă place cel mai mult să faceți? Cred că toate. N-aș putea să, să fac o alegere. Am avut cu siguranță la naștere în destinul meu am scris, eu va trebui să fiu artistă. Am avut și am consider că am o vocație pentru asta, pentru că este lucru care îmi place cel mai mult să-l fac. Să mă pregătesc pentru spectacol, pentru întâlnirea cu publicul. Toate formele de manifestare artistică frumoase și decente mă interesează, mă pasionează. Nu-mi sunt indiferente, nu le fac la voia întâmplării, nu, nu le iau, nici nu le iau ca pe ceva care mi se cuvine. E o activitate care mă împlinește ca persoană și efectiv îmi pare bine că mi-am devotat și copilăria și adolescența pregătirii pentru a face o carieră de, de artist al scenei. Când și de ce ați hotărât să renunțați la teatru și să vă dedicați muzicii, doar muzicii? Da, asta e o întrebare foarte bună. Eu am debutat, așa cum pot afla cei care să uită pe. Site-ul meu pe www.corinachiriac.ro sau chiar pe Wikipedia direct există CV-ul meu scris de mine. Uh, are șase pagine, a patru dacă îl luăm așa pe hârtie. Mă pregăteam să devin actriță, mi-am dorit să devin actriță. De fapt eu vreau să urc pe scenă, dar credeam că actoria este ceea ce mă împlinește cu adevărat. Regretatul meu tată, compozitorul Mircea Chiriac, prin anii 1965, a realizat muzica la două piese de teatru, la Teatru Național, pe vremea când Teatru Național avea una din săli sala actuală Odeon de astăzi, Pe calea Victoriei. Și acolo una din marile vedete ale teatrului românesc, incontestabil adorata doamnă Carmen Stănescu, juca mai multe piese, era în deplinătatea tinereții și a forțelor, vorbim 1965, iar eu uitându-mă cu adorație la dânsa pe scenă îmi spuneam, așa aș dori să fiu și eu. A fost idolul meu de artistă a scenei și a rămas și va rămâne pentru totdeauna. O voi iubi întotdeauna, o voi adora pentru cât a fost de minunată și cum și-a pregătit. Am avut fericita ocazie să o cunosc, să văd cu câtă meticulozitate și dăruire își pregătea fiecare show de televiziune sau rol de pe scenă. Am început să cânt nu într-o doară, ci oarecum în urma unui pariu, dar nu era un pariu pe bani sau... Colegii îmi spuneau, hai mă, tu vezi că tu n-ai curaj să cânți la steaua fără nume. Eu le cântam la întrunirile noastre de sâmbătă seară, unul cânta la chitară, altcineva cânta din gură, altul spunea o poezie, eu mă așezam la pian și le cântam chansonete franceze și cântam twisturi și ce să purta prin 68-69. Ce bine mă, tu care cânti așa bine, ce nu te duci și tu să apare acolo, să arăți ce poți. Și că ai dreptate. Hai că nu ai, ai curaj. Eu nu prea aveam curaj așa la început. Deși noi eram în generație, eram generația lui 68, noi uh, dărâmam, schimbam lumea. Ca orice generație de tineri, e bine să vrei mai mult ca să ai de unde să negociezi, că toate nu se vor putea. Și după succesul de la Steaua Fără Nume, am crezut că o să cânt câțiva ani, o să apar la televizor, dar după aia, haide, să trecem la lucruri serioase. Hai să ne apucăm de teatru. Ori am fost și angajată la un moment dat la Teatru Pe Giulești, am dat concurs, m-a ajutat colegul meu, Florin Zamfirescu, astăzi, uriașul actor, Florin Zamfirescu a rămas prietenul meu și l admir și -l, îl, îl respect de o viață. M-a ajutat să dau examen la la Teatru Giulești, am luat examenul, nu s-a întâmplat să-mi găsească un rol uh, în primul an, am șomat pe acolo, pe coridoare, eram extrem de tristă și de frustrată, pentru că eu sunt, am fost întotdeauna o, o, o fată activă, o femeie de acțiune și s-a întâmplat că în vara următoare am fost uh, trimeasă de către trei instituții diferite din România la trei festivaluri internaționale diferite. Televiziunea m-a trimis la Orfeu de Aur, Electrecord la Sopot și uh, Ministerul Culturii la Dresda, la un festival mare în uh, fosta RDG. Și din trei festivaluri, la două am luat premii. Premiul 2 și premiul 1. Și în momentul ăla s-a deschis pentru mine o carieră internațională în fostele țări ale Caierului, unde nu s-a ajungea ușor. Puteai să fii tu oricât de doritor Uh, dar aceste premii au reprezentat uh, atestarea uh, unui talent de care poate că nici nu eram enorm de conștientă. Eu tot, eu tot mă uitam în urmă, uh, cu regret, la rolurile pe care aș fi putut să le joc în teatru. Tot nu dădeam încă, probabil, greutate suficientă faptului că eu m-am apucat profesionist de a fi solistă vocală. Tot credeam că mâine, poi, mâine... Joc rolurile doamnei Carmen Stănescu. Și văzând că se deschide, că mi apar contracte, că veneau la Aria, la fosta agenție română de impresariat artistic, ploua cu contracte, mi-am dat seama că zarurile au căzut probabil favorabil pentru mine. Și m-am apucat serios de activitatea de turnee, de plecat în toate țările caerului. Peste câțiva m-am rentors la festivalul de la Sopot din Polonia, unde am mai luat încă o dată premiu. Și s-a deschis astfel pentru mine o carieră care a durat în orice caz până în 1988, când plecând la un contract în America, m-am hotărât să mai stau pe acolo o vreme. Și iarăși am crezut că dacă fac o pauză și vii în țară, mă reapuc de actorie. N-a fost să fie, am venit și m-am apucat de televiziune și de cântat. Și am făcut foarte bine. Piața muzicală din România este într-o continuă mișcare. Apar și dispari cântăreți, tineri sau mai puțin tineri. Cât de ușor este să devi cântăreț și cât de greu este să te menții pe această piață? Iată o întrebare delicată și mă bucur că ați formulat-o, domnul Petronius, și am să vă spun de ce. E loc pentru toată lumea, e loc pentru mult mai mulți soliști decât sunt. Este un regret al meu, care mă consider un fel de mămică a unei generații întregi de soliști. E un regret al meu că între generația mea de 60 de ani, plus minus, și cei mai tineri, sunt spații atât de mari. Le-aș numi, cu permisiunea dumneavoastră, niște crevase, ca la Polul Nord, spațiile acelea, niște prăpăstii în gheață, care n-ar fi trebuit să existe. Ar fi trebuit să existe soliști uh, care din trei între ani să acopere spațiile goale dintre generații, pentru că e nevoie de soliști. Uh, regretul meu este că Revoluția din 89 a răscolit, uh, sigur a răscolit din punct de vedere economic și istoric uh, tot ce era așezat până atunci într-un anumit fel. Și așa cum au căzut, uh, uh, să spunem, Valurile de pământ arate, au căzut uh, într-un fel care încă nu s-a așezat bine. Nu mai există un showbiz, adică o agenție particulară de stat. Nu știu uh, de ce să nu fie de stat, o agenție care să organizeze turnee, așa cum se făcea înainte de 89, cu un autocar, cu hoteluri uh, plătite. Uh, Ministerul Culturii ar fi trebuit să se ocupe. De organizare de turnee, pentru că sunt foarte mulți tineri care, să spunem, au talent. Noi suntem un popor talentat. Să spunem că undeva reușesc să se evidențieze la un concurs de televiziune, la unul din nenumăratele festivaluri pentru tineri și adolescenți care există în țară, peste 100 de festivaluri, care nu sunt suficient mediatizate și încurajate să existe. Acești tineri. Eu îi compar de ani de zile cu un tânăr care obține carnetul de conducere, dar nu are mașină să o conducă, să-și facă mâna. Ei nu au unde să apară în fața publicului, să vadă. Diferența dintre un concurs de televiziune și contactul cu publicul din oraș mic, din oraș mare, din comună, de la sat, de oriunde ar fi, să vadă cum trebuie să te porți cu publicul, care este reacția publicului la un anumit cântec sau nu, să-și facă mâna în această meserie, care ca orice meserie se învață în practică, făcând-o, mai ales în condiții nefavorabile, nu la televiziune, cu lumina pusă și unde ești elegant și parfumat și ai norocul să câștigi un concurs, ci pe tăiete, în comuna Dâlga, la o zi de oraș, acolo să vezi care este, că stai într-un cort, că poate e frig, că poate sunt în țar, sau e, acolo vezi publicul cum reacționează și le simți pulsul și acolo vezi dacă ai dăruirea personală de a-ți pune toată inima în brațele spectatorilor pentru a-i cuceri și a-i face să fie atenți. Ori asta nu se învață decât făcând o practică această meserie. Și mie îmi pare foarte rău, pentru că este o meserie frumoasă. E o meserie care îți dă un sens existenței. Te trezești dimineața și știi că poi mâine ai spectacol și te pregătești și ai emoții, că poate nu o să meargă microfonul, că te agiți, te enervezi, dar ai o justificare pentru toată viața. Pentru dumneavoastră, ce v-a ajutat în parcursul nostru artistic? Munca, talentul, credința? Sau care ar fi ordinea acestor... Da, um cu siguranță în primul rând m-a ajutat educația primită de la părinți și de la profesorii pe care i-aveam la școala de muzică sau la facultate. O educație solidă despre seriozitatea cu care trebuie văzută o carieră. Că poate în viață sigur că te mai destrezi, mai faci o greșeală, dar cariera trebuie gândită cu multă seriozitate de pe băncile școlii, dacă se poate chiar de la grădiniță este de altfel ceea ce am văzut umblând prin lume școlile particulare mari facultățile particulare mari din lume îi pregătesc pe tineri cu adevărat pentru lupta de existență căci lupta tinerei generației nu este cu noi care ne-am trăit viața și am făcut atât cât am putut sau cât ne-a permis bunul Dumnezeu lupta lor este între ei între cei tineri ei trebuie să își dovedească lor, sieși și unii altora, care este cel mai bun sau ce pot face cu cariera lor. Și atunci această seriozitate se pregătește de mic copil. La mine a fost pregătirea, a fost educație, meritul părinților Dumnezeu să mi țină în lumina lui acolo și odihniți și iertați și binecuvântați. Apoi profesorii, M-a ajutat talentul, m-a ajutat faptul că de mic am fost pusă la muncă. Vioară, pian, lecțiile de la școală, mă rog, nu eram eu cel mai bun elev din clasă, dar nu asta a fost important. Faptul că de la șase-șapte ani eu tot am muncit. Și mi s-a creat un reflex al, al, trebui care trebuie, al lucrului care trebuie făcut, că trebuie făcut. Și asta mă ține reflexul ăsta până astăzi. Și îmi dă, încă o dată, îmi dă un sens, îmi dă un motiv să nu îmbătrânesc, îmi dă un motiv să, să mă țin activă și să fiu bucuroasă și flatată că am o utilitate. Ori asta este ceva care se învață de mic, crești cu această convingere și ajungi la vârsta la care spui da, am făcut ceva în viață, dar din fericire încă mai sunt util grozav. Aveți un regret? Ceva ce nu ați făcut? Ceva ce ați fi putut să faceți? Sigur că fiecare are în viață poate că dacă nu eram atât de concentrată pe carieră poate aș fi avut o familie, un copil, nepoți, dar în ziua de astăzi nu mai sunt atât de sigură că trebuie să am acest regret. Uh, N-aș fi avut. Uh, ar fi trebuit să aleg între, între a alerga din Rusia, în RDG și din America, nu știu unde, uh, ca să nu las un copil să crească fără părinți, măcar fără unul din părinți. Așa cum am avut eu doi, care amândoi s-au ocupat de mine și eu am fost și singurul copil. Deci eram uh, până aici uh, acoperită de datorii. Probabil așa. Au căzut zarurile și... Oricum eu sunt un om care nu mă mai uit în trecut. Nu stau să-mi căinez regretele de acum. Vedeți că la vârsta mea, la fiecare decadă poți să ai alte regrete. Dacă ar trebui să mă uit în urmă la toate decadele, nu m-aș mai uita în viitor. Prefer să mă bucur uh, de acest CD care vă asigur că are melodii pentru toate gusturile. Absolut pentru toate gusturile și cei romantici își pot găsi melodii nostalgice și cei care vor să tragă o horă la o petrecere găsesc uh, o melodie originală care sună ca o horă, mai ales melodia care dă titlul, um, titlul albumului Hai, hai lângă mine, stai, e o horă românească adevărată pentru oameni care au băut un șpriț și vor să danseze și să mai uite de monotonia vieții de luni până vineri și vă asigur că o să vă placă. O să derapez puțin de la subiect și o să vă spun. Să ați ați declarat de nenumărate ori că sunteți o persoană credincioasă. Da. Așa ați fost întotdeauna? Bunica mea era extrem de credincioasă, și familia mea, din partea bunicilor mei, sigur că ce să vă spun, mama e armeancă, chiar dacă nu mai este, ea e armeană. Cumnatul mamei a fost preot și a ajuns la în alta distincție de arhimandrit la Biserica Armeană din București. Bunica mea, împreună cu soțul ei, cu care a fost căsătorită 70 de ani toată viața, erau ceea ce se numește epitropi la Biserica Popatatul din București. Bunicul bunicii mele a fost preotul Enăceanu din Buzău, în familia mea au existat oameni foarte credincioși, unii mai practicanți decât alții, dar cu o profundă credință. Așa a hotărât bunul Dumnezeu, în marea lui înțelepciune, ca eu să nu mă apropii de credință până la 30 de ani. Și să consider că e un subiect care, sigur, avem tot respectul pentru el, dar nu. nu făcea parte din preocupările mele curente cu tot respectul cu venit, nu era ceva care mă preocupa în fiecare zi. Până într-o zi binecuvântată, când am ajuns la Ierusalim, prima oară în viața mea, și cu totul pe neașteptate, am, avut, am primit revelația existenței Mântuitorului nostru Isus Hristos, nu atât printr-o viziune, cât printr-o stare de emoție cu totul particulară. A fost ca și cum Umblând pe Via Dolorosa, pe drumul crucii, de care nu eram conștientă în momentul ăla, eu mă uitam pe la bijuterii, pe la haine, pe la scăunele de cămilă, tot felul de fleacuri amuzante care sfură ochiul pe acolo, pe la dughenele care împânzesc Via Dolorosa, am realizat că eu mă aflu pe drumul crucii și că adineauri pe aici a trecut Mântuitorul Iisus Hristos. E ca și cum aș fi făcut un salt înapoi în timp și m-aș fi trezit într-un univers paralel. Pentru că lumea din prejurul meu aproape dispăruse și pierduse importanța. Am uitat să vă spun că plecasem în Israel extrem de răcită. Eu răcesc de o viață prin spectacole, mai ales era iarnă, era 28 decembrie 1983 am ajuns la Sfântul Mormânt în picioarele goale m-am rugat normal era să mă îmbolnăvesc să intru în spital ori eu a doua zi dimineață m-am trezit complet vindecată întinzându-mă să pun mâna pe sticluța de rinofug care era atunci picătura cea mai populară a românului, contra guturaiului, mi-am dat seama că nu mai am de ce să-mi pun picături în nas. Nu mi-a venit să cred, mi-a trebuit un an de zile să accept faptul că mi s-a întâmplat o minune. Și ceea ce m-a convins a fost că la rândul meu am dat câteva cruciulițe cumpărate la Ierusalim la diferite persoane, începând cu propria mea mamă și toate au realizat câte o minune. Dar cel mai tare m-a convins, am luat Noul Testament și am vrut să știu cine este Mântuitorul Isus Hristos, pentru că nu știam. Și nu înțelegeam la biserică, din predicile cântate, eu nu înțelegeam ce să spune. Zic, de ce nu pot să citesc o carte? care e problema? Am cumpărat-o, m-am dus la librărie Mă rog, am găsit undeva, nu se găsea la librerii pe atunci, am uitat. Așa? Și în momentul în care am citit cele patru Evanghelii, care de fapt sunt extrem de subțiri și regretabil de scurte, aș zice, astăzi, mi-am dat seama că am dat față cu o realitate copleșitoare și în același timp extrem de de la îndemână. Pe cât de mare e, pe atât de mică, pe, pe cât este de, de uriașă, și pe atâta este de flexibilă și adaptabilă, și poți să o strângi în pumn, poți să o iubești, poți să o pui pe masă, să o faci mai mare. E uh, o stare de, uh, comunicarea dintre Sufletul uh, oricăruia dintre noi și Divinitate uh, a devenit încet, încet o, o nevoie permanentă. Și uh, un sprijin uh, cu totul deosebit. Și ca să închei cumva acest capitol despre care aș putea să vă vorbesc ore întregi, nu vă ascund faptul că m-am rugat pentru acest succes. Uh, m-am rugat să fiu sănătoasă, m-am rugat să găsesc uh, melodii care să uh, uh, semene cu muzica ușoară românească tradițională, dar să fie noi și să placă publicului și m-am rugat să, să pot să prezint nici m-am gândit că o să iasă de ziua mea să pot să prezint publicului două albume într-unul singur care să fie realizate. Deci dacă e să vorbim despre minuni, asta este o minune pentru mine și mulțumesc din suflet bunului Dumnezeu. În timpul liber mai merge la teatru? Care sunt piesele autorii Actorii care vă plac cel mai mult. Am să vă mărturisesc că timpul liber mi-a devenit extrem de prețios. Merg la teatru, din păcate nu am timp suficient de des, pentru că având una sau două filmări pe săptămână pentru Național TV, și trebuind să pregătesc împreună cu echipa și cu producătoarea, Raluca Olaru, să pregătim filmările în cele mai mari amănunte. Nu mai îmi permite, nu numai timpul, cât și energia uh, vârstei. Mă rog. Uh, totuși, uh, e bine să-ți dozezi puterile ca să reziști pe termen lung, uh, mai ales după 25-30 de ani. Uh, e foarte important să ne gândim activitatea și însăși viața. Pe termen lung, și să nu irosim deodată pe toate. Acesta este motivul pentru care n-aș putea să vă răspund în amănunt la această întrebare, pentru nu sunt suficient de bine informată. Dar vă promit că mă informez și până la un interviu viitor voi avea și răspunsul. Bun, mulțumesc. Peste câteva zile, pe 26, este ziua dumneavoastră. Vă aduceți aminte care este cea mai plăcută? aniversare. Mi e foarte greu să aleg una singură. Vă dați seama că e vorba, hai să spunem, eu împlinesc 66 de ani. Hai să spunem că mi-aduc aminte de vreo 60 de aniversări, dacă nu 58. Dar am să am să încerc să vă prezint una dintre aniversări care mi s-a părut cea mai originală, cea mai ieșită cu totul din comun. Eram cu colonel Constantiniu în Cuba, la Havana. Cred că împlineam vreo 29 de ani. Noi e foarte lungă povestea, eu o fac scurtă. reușisem să prindem un contract acolo, fiind la cabaretul cel mai celebru cabaret din Caraibe, se numește Tropicana. E ceva un vis, e o, o grădină tropicală în care americanii, înainte de Revoluția Fidel Castro, au instalat în palmieri și în copaci uh, scene uh, care, practic, aproape nu se văd decât atunci când se aprinde lumina. Este ceva cu totul aparte. Dar există o scenă principală, sigur, uh, în jurul cărei scene încap până la 5.000 de oameni la mese, este uriaș parcul. Uh, și eu împreună cu Cornel Constantiniu cântam uh, în acest, uh, pe scena principală, în show-ul unui cântăresc care era atunci în vogă și care auzim că noi suntem uh, invitați de Cub artista să participăm la, uh, într-un cadru unui schimb cultural român -o cubanez cum era atunci, a zis, dar nu veni să cântați și la mine, cum să nu venim, doamne! Uh, sigur că spectacolele se terminau târziu, uh, sigur că erau foarte multe cubaneze frumoase în baletul tropicanei. dimineața zilei mele de naștere, a venit mașina de la Cubartista cu traducătoarea care mă ducea la plaje la Varadero. Pentru ei nu mai era sezon, dar pentru noi erau încă 32 de grade afară și oceanul era cald ca o supă, de fapt Marea Caraibelor. I-am bătut la ușa lui Cornel, Cred că era ocupat, cred că avea cu totul altceva de făcut. Oricum, mi-a spus că el nu poate să plece la plajă la ora asta, nu știu, era 8 jumate dimineața, sigur că noi ne culcasem pe la 2-3. Zic, bine, să știi că mă duc singură. Bine. Bun, m-am dus, eu pregătisem de cu seară, găsisem cu mare efort în Cuba, unde nu se găsea nimic de cumpărat, în afară de rom cubanez și aparate fotografice rusești, nimic nu se găsea de... Vorbim de 1978, 79 probabil, dar găsisem cu mare greutate din bonurile de masă, că nu aveam bani, nu se punea problema. Astăzi aș fi plătit eu să mă duc până acolo, nu să mă plătească ei. Așa, am cumpărat o sticlă de șampanie. Am ajuns la plaje, era superb afară, traducătoarea, fata care ne însoțea, mi-a spus că cât am de gând să stau în apă. Zic, până diseară, zic, eu nu pot să stau cu dumneavoastră, că am servici. Zic, nu nimic, vii să seara și mă ei. Există un pic de nebunie în mintea fiecărui artist. Azi nu știu dacă aș mai avea curaj să rămân singură pe planetă, pe o plajă pustie, unde teoretic se poate întâmpla orice, inclusiv să apară un rechin din mare. Nu știu. Dar am spus, e ziua mea, nu mi se poate întâmpla nimic. Și am stat pe plaje, în apă, toată ziua am vrut, la am dat să beau singură o sticlă de șampanie, nu, uh, un pahar. Am vrut, la am dat să beau o gură din sticla de șampanie, pe care o înghesuisem în nisip, veneau valurile cât de cât să o mai răcească. Era atât de cald, deja deci avea un gust atât de rău, încât am preferat să o torn pe mine și să muresc singură la mulți ani. Morala acestei nebunii este că am făcut o insolație extraordinară. Că am avut dureri de cap și am venit în Europa și arsă de soare, mă durea și capul, mi era și rău și niciodată de atunci nu am mai stat la soare, decât așa până umbrelă. Dar este cea mai deosebită amintire pe care o am despre ziua mea. Vă mulțumesc foarte mult! Vă urez și eu în avans la mulți ani să fiți sănătoasă și la cât mai multe albume! Sau măcar în melodii, dacă nu ne-a Ba nu, pentru că dacă mă ține Dumnezeu sănătoasă, mi-am propus la anul să nu mai las 5 ani să treacă între două CD-uri. și dați-mi voie să vă arăt și interiorul CD-ului, chiar dacă o să-l arătați și voi ulterior. dați-mi voie să mulțumesc fotografiei prietena mea Ioana Chiriță pentru splendidele fotografii pe care mi le-a realizat și pentru că le-a photoshopat cu decență. Am stat lângă ea și am spus, doamne, nu vreau să fiu chiar de 30 de ani, dar fă-mă așa de bun 50, să, să dăm o impresie frumoasă. Acesta este dublul album realizat la casa de discuri Eurostar. Se numește Hai, Hai, lângă mine stai și vreau să vă propun, doamnelor și domnilor, să rămâneți lângă mine și lângă noi artiștii pentru anii care vin. Mulțumesc pentru interviu, mulțumesc dumneavoastră, v-am pupat și vă doresc sănătate, succes și Doamne ajută!